dacă ți-a fost vreodată frică ție, iubitei, să-i spui lui iubit că... se va vedea cu un amic. N-ați răspuns toți. Care n-ați răspuns? Ba da, au răspuns toți. Uite. Dar de ce zici Raluca și Robert? De ce? De ce? S-a întâmplat? Da. Ai și tu amici de care este lui Robert frică? Da. Aha. Nu neapărat frică, dar e foarte gelos. E mai gelos ca mine. Și mai am un coleg la facultate care tot mă sună și mă întreabă ce avem pentru facultate. Aha. Hai să mergem împreună unde la facem practică. Sau... Nu, pretexte, la suc, nu? Da, pretexte. Și el de ziua, iar te sună la ora asta, te sună, dar ce eram el, cine? Întoi o nopți la unul și-i dă mesaj că ce avem mâine la facultate. Ai, ce vrăjeală! Dar i-am arătat mesajul. I-am spus, du-te tu și uite în telefon, nu-i mai permite nici tu, dar știi, nu-i mai permite nici tu la 1 noaptea să-ți dea mesaj. Adică... I-am spus, sunt ocupat. Scuze, lasă. Eu zic că e ocupată, că dacă nu, tot îi dădea mesaj. Da, tot îi dădea, da, tu știi mai bine cum merg treburile. Da. Ioana și Costel, la s-a întâmplat vreodată cu amici, cu gelozie, ăsta e răspunsul vostru? El zice că da, el zice că nu. Dar de ce Ioana da? I-a scăpat. El nu știe, vrea să-l pui în teren. Da, nu, eu dacă vreau să mă întâlnesc cu un prieten, îi spun, ies... Cred că n-a înțeles bine întrebarea. Dar nu de tine, Costel. Ea dacă vrea să întâlnească cu un prieten. Ți-a fost cumva frică da, să nu fie altceva între voi? Bine, da. Da, bine. Hai să vedem dacă la Flori și Nicu s-a întâmplat treaba asta. Da, am zis că de mine. Ce ai zis? Da. Hopa, cum nu? Păi, dar nu mi-e frică să-i spun. Dar Viorel cine-i? Păi nu, de exemplu, dacă vorbesc cu un amic, cu un fost coleg din liceu, cu un prieten nu vechi... Nu am nicio problemă. Îi zic, da, dar uite, tu, mă duc dar să... Dar tu cunoști pe Viorel, Nicule? Nu, dar nu am absolut nicio problemă acum, dacă dar e cu mine... Dar cine e Viorel, Flori? Nu înseamnă să o despart de toți prietenii care îi mai are. Nu cunoști niciun Viorel? Nu. Cunoaște cineva vreun Viorel? Viorel e șeful meu acum. Opa! Ioana, e la tine vreun Viorel? Este. Da. Și ai tăcut, ai mers pe burtă. Cine e Viorel, Ioana? Este un amic. Este un amic cu care ne înțelegem. Se înțelege și Costel cu Viorel? Da, știe. Da, mă înțeleg. Zic, doar că atunci când aude de el, e puțin gelos. Ce? Când aude de el, e puțin gelos, dar nu are motive. De asta ai dat tu da, de asta ai pus da, da cu gândul la Viorel. Nu am crezut că era vorba bine, despre bine, că așa acum nu prea mai păsez legătura, că fiecare cu relația lui. Am înțeles. Deci așa, Viorele, ca să știi. Să știi, da. Viorele, că știam de tine, dar ne-am făcut că trecem peste ca să ne te luăm prin învăluire. Bine, mergem la a treia rundă. Flori și Nicu.